Transportatorii de persoane prin curse regulate din județul Vaslui au participat la o dezbatere publică în sala Ștefan cel Mare a Consiliului Județean Vaslui. În cadrul dezbaterii au fost prezentate modalitățile de atribuire a Serviciului Public de Transport Județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport Județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032 în județul Vaslui. Proiectul de hotărâre a fost inițiată de președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, și a provocat o serie de discuții, existând transportatori care au solicitat ca atribuirea traseelor să se facă pe grupe și nu prin curse regulate, aceștia făcând mai multe recomandări pentru îmbunătățirea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Vaslui numărul 210 din 2021, privind aprobarea studiului de oportunitate și a modalității de atribuire a Serviciului Public de Transport Județean de persoane prin curse regulate. Prin invitația președintelui Consiliului Județean Vaslui numărul 8010 din 2022, Consiliul Județean a invitat pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind proiectul de act normativ, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 210 din 2021, privind aprobarea studiului de oportunitate a modalităților de atribuire a Serviciului Public de Transport Județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport Județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032 în județul Vaslui. Prima situație, primul motiv a fost că trecerea de la atribuirea pe grupe de trasee care s-a constatat că apar anumite impedimente în atribuire și în contradicții cu anumite reglementări și plus anumite sesizări din partea unor ofertanți. Și ăsta a fost principalul motiv pentru care s-a trecut la atribuirea pe trasee, de la grupe pe trasee. Mai venim cu niște completări la factorii de atribuire, tot în urma unor recomandări din partea dumneavoastră, și anume, în afară de vechi factor care știți, s-a mai adăugat un an la vechimea mijloacelor de transport. Doresc să fac o precizare domnului de la... S-a invocat acolo că au fost cereri ale ofertanților. Ofertant atunci când deja ești în procedură. Deci nu este corect ce a spus dumneavoastră. Eventuale ofertanți. Da. Asta e o primă corectură. Societatea noastră efectuează transport din 2005 și are un număr de 18 autovehicule. Financiar în ultimii 3-4 ani a crescut și dorim să facem transport de calitate. Eu sunt mai sărăcuț așa, eu vă vorbesc, am 5 autobuze și un singur traseu, 5 angajați. Bineînțeles, eu nu pot să mă pun cu acțiuni și prin prisma asta vreau să mulțumesc domnului președinte pentru că ne-a dat posibilitatea să putem să ne ducem și noi mai departe activitatea pe care o avem, pe care o facem de 30 de ani, ca să zic așa, aproape 30 de ani, 27 de ani. Aici sunt multe de discutat, deci bine, toată lumea punctează pe... Eu nu înțeleg, chiar nu înțeleg faptul că dacă poți concura pe traseu, de ce nu poți, de ce trebuie să concurezi pe grupă de trasee și nu poți concura pe traseu? Asta am reclamat colegul de lângă mine. Ministerul de Finanțe. Deci el vine cu bani de acasă și cu toate astea, el își dorește mașină electrică. La mine ceva nu se leagă. Adică trebuie să mă înțelegeți că nu pot să lucrez. Am așa, v-am zis că eu cu logica încerc să stau bine, dar aici nu pot. Băi, domnul Morar, lăsați-mă să termin. Dar respectul dumneavoastră. Dacă ne dăm la mătării din astea, să știți că pot să mă dau și eu la mătării din astea, ca să știți, să fiți...
conștient de chestia asta. Domnul Țaru, eu vă cunosc de când erați copil. Nu vă permit așa ceva, să știți. Dar chiar sunteți impertinență. Nu, impertinență. Nu trebuie să mergem la urmă. Eu sunt civilizat, domnul Țaru. Și vă rog să... Eu am adus niște argumente economice. Eu m-am referit la termen general, poate că mi-a zis, n-a zis după rapăsurat sau nu știu ce a făcut. Ală! Știu să ridic și tot. Bun. Deci eu n-am văzut la pe... Ideea este în felul următor. Vă, tot așa cum am citit procedura, discutăm pe marginea proiectului de hotărâre. Nu vorbim vorbe ce are unul prin casă sau nu are. Eu am văzut ideea strict economic, pentru că din punctul meu de vedere, un astfel de traseu care eu consider bombă și care într-adevăr îl vedem cu suplimente, vedem toată lumea pe traseu. Rămâne de văzut cum vor fi rezolvate doleanțele transportatorilor vasluieni.